Bună seara! Din păcate, s-a întâmplat așa cum am spus că se va întâmpla după alegerile locale. Și anume, guvernul a scăpat de sub control pandemia și că vor ajunge să închidă școlile. Nu le pasă nici de sănătatea oamenilor, nici de educație, nici de economie. Singura lor preocupare este doar organizarea alegerilor. Vor un singur lucru, să rămână la putere cu orice preț, chiar cu prețul sănătății propriului popor. Este o bătaie de joc la adresa elevilor, a profesorilor, a părinților din București. Modul în care autoritățile au comunicat restricțiile. Deși știau că se va ajunge aici, nu s-au deranjat în weekend să le spună profesorilor și părinților ceea ce urmează. Este cu totul aberant ceea ce fac. Închid școlile pentru cursuri, dar le deschid pentru alegeri. Și continuă cu măsurile lipsite de orice logică. Am văzut-o pe doamna celebru ministru Anisie cu câte o bâlbă aproape în fiecare zi. Ba sunt tablete, ba nu sunt. Ba le-a dat, ba nu le-a dat. Astăzi a venit cu o idee absolut măreață, și anume că pentru elevii care nu au curent, să facă lecții la TV. E clar că nu au niciun fel de coerență, nu au niciun plan pentru a scoate România din situația în care se află. Nu interesează nimic altceva decât alegeri. Pe de altă parte, noi am continuat astăzi, așa cum am promis, să aducem specialiști pe listele noastre, oameni integri, competenți, cunoscuți publicului pentru realizările lor profesionale, oameni care știu despre ce vorbesc și care au soluțiile necesare pentru problemele actuale ale societății. De asemenea, astăzi în Consiliul Politic Național am validat listele pentru 19 organizații, urmând ca mâine să facem o altă ședință a CPN pentru restul de organizații. De asemenea, vă mai fac un anunț că mâine la ora 16 organizația PSD București va depune listele la biroul electoral municipal. Tot în CPN, astăzi am stabilit conduceri interimare la 3 organizații. ALBA, domnul europarlamentar Victor Negrescu, Covasna, domnul Barbu Bogdan și Vrancea, domnul deputat Angel Tâlvăr. Vă mulțumesc. Dacă aveți întrebări. De ce nu ați reușit astăzi să finalizați toate listele? Există probleme, mai există nemulțumiri față de modul în care au fost făcute listele? În primul rând, e un volum foarte mare. Multe din organizații au trecut prin doi pași, și anume, odată au venit cu propunerile pe care le-au avut. Noi am aplicat și criteriile pe care le știau cu toții, pentru că le avem. Doi, astăzi, până la ora ținerii ședinței, am reușit doar 17. Sigur, imediat după s-au mai închis câteva județe, dar ca să fim în regulă, conform statutului, vom face mâine o nouă ședință pentru restul organizațiilor. Concret, la Călăraș, domnul Coarnă deschide lista la Camera Deputaților? Din câte știu, astăzi s-a validat Călărașul. Și se află și domnul Coarnă pe listă? Da, Călărașul este o organizație care a câștigat și Consiliul Județean și Primăria Municipiului Călăraș. Pe toate criteriile pe care noi le avem, toți candidații, atât la Senat, cât și la Cameră, la Călăraș și nu doar la Călăraș, au trecut de
aceste criterii, indiferent cum îi cheamă și cât de notorii sunt, fie că vorbim de domnul Rafila, fie că vorbim de domnul Mocioalcă la Caraș. Domnul Mocioalcă la Caraș s-a înscris astăzi din nou în partid și a și prins un loc eligibil? Domnul Mocioalcă e fostul secretar general al Pro-România. Așa cum știți, la Caraș s-a candidat pe liste comune, inclusiv la alegerile locale. A fost alianță PSD Pro-România la Caraș. Acolo lucrurile au stat, să spunem, într-un dialog permanent între organizația PSD Caraș și Pro-România Caraș-Severin. Domnul Ion Mocioalcă, și prin votul organizației județene, nu trecem peste statut, a PSD, astăzi a primit votul organizației județene și este locul întâi la Senat. Din partea PSD, să fiu foarte clar. Aș vrea să vă întreb și de situația de la Dolj. Știm că și acolo au fost câteva păreri în contradictoriu vis-a-vis de listă. Care este lista finală aprobată astăzi de către comitet? Doljul a fost de asemenea aprobat. E una din, de asemenea, una din organizațiile noastre fruntașe. În mod sigur, fiindcă e și domnul președinte Manda, aici fiind vicepreședinte al partidului, s-au respectat criteriile noastre. Cu toți cei care sunt eligibili pe listele PSD Dolj, atât la Senat cât și la Camera Deputaților. Laura Vicol este prima la Camera Deputaților sau este pe Din un loc eligibil? Eu nu. Este pe un loc eligibil? Asta va hotărâ iubitul electorat. Că e vorba de Dolj, v-aș întreba dacă actualul lider al senatorilor PSD se regăsește pe un loc eligibil pe lista de candidați de la Dolj. Știu că este pe listă. Acum, legat de eligibilitate, mi-este greu să fac proiecții în acest moment. Noi ne dorim să luăm din, cred că la Dolj sunt 10 deputați. Dacă s-ar putea să ia PSD-ul 10, ar fi foarte bine. Nu știu să vă spun, dar știu că e pe listă. În funcție de rezultatele obținute la alegerile locale, aveți proiecția locurilor eligibile din fiecare județ. Am înțeles. Dacă luăm acel criteriu, probabil că la Dolj se iau 5 sau 6 deputați. Din câte știu, fiecare organizație a făcut următoarele lucruri. A făcut un vot în Comitetul Politic Județean. Fiecare domn sau doamnă care dorea să candideze s-a înscris. Membrii Comitetului Politic Județean au votat și a rezultat o listă în fiecare județ conform voturilor date de către colegii din județul respectiv. Cu acea listă, fiecare organizație în parte, inclusiv cu procesul verbal al ședinței, a venit, asta este statutul, asta este legea, a venit aici și a prezentat rezultatul votului și lista rezultată în urma comitetelor politice județene din țară. Acolo înțeleg că Radu Preda, liderul senatorilor, n-a fost printre primii în votul colegilor de la Dolj. E opțiunea colegilor de la Dolj, ar fi culmea să intrăm peste deciziile unei organizații care de asemenea a câștigat alegeri locale, atât Consiliul Județean, cât și Primăria Municipiului Craiova. Ați validat astăzi și lista de candidați din județul Prahova, un județ care n-a fost neapărat învingător. Știu că și aici aveți un nume nou înscris în partid. Graciela Gavrilescu se va afla pe lista de la Prahova? Cred că da, e pe, dacă nu mă înșel, pe locul 3. Dar țin să fac o precizare. Toți cei care candidează acum și se află pe listele PSD, conform legii, sunt membrii PSD. Nu avem discuții ca să poți candida. Doamna Graciela Gavrilescu este membru PSD, candidează la Prahova. Tot la Prahova candidează și, așa cum știți, Maia Teodoroiu,
a fost prezentată, cred că ieri, de Marcel Ciolacu. De asemenea, candidează președintele organizației, Bogdan Toader. De asemenea, la Senat, sper să nu greșesc, îmi cer scuze dacă încurc Senatul cu camera, sunt foarte multe liste pe care le-am văzut. De asemenea, la Senat, Radu Oprea. Aș vrea să vă întreb dacă, așa cum s-a întâmplat astăzi, să ne anunțați nume practic proaspăt înscrise în partid care vor candida, în zilele următoare, mâine mai exact, vom avea din nou astfel de situații? Mai discutați cu alți colegi care s-ar putea înscrie în partid? Noi ne dorim, așa cum am început în urmă cu o săptămână, poate și mai bine, să aducem alături de noi, și cum vă spuneam și mai devreme, să aducem alături de noi specialiști, oameni care și-au dovedit experiența în domeniile în care activează, dincolo de vechimea în partid. Iar acest lucru l-am dovedit în aceste săptămâni, fie că vorbim de domnul Străinu Cercel, fie că vorbim de domnul Rafila, fie că vorbim de domnul rector de la Târgu Mureș. Am dat doar 3 exemple, pot să vă mai dau dacă vreți. De asemenea, la Bacău, știu sigur, deschide lista un medic foarte bun, doamna Bianca Purcărin. Sunt oameni noi, oameni în fiecare județ, pe care colegii noștri din țară au înțeles să-i pună pe locuri considerate în acest moment eligibile. Și da, ca să vă răspund direct, și mâine în mod sigur vor fi nume care nu au, să spunem, o așa de mare vechime în PSD. Dar au vechime în politică? Și da și nu. Probabil că unii poate să aibă vechime în politică, alții să aibă ceea ce vă spuneam mai devreme. Ați stabilit un set de criterii, printre care cel al integrității este unul extrem de important. Cu toate acestea, pe lista de la Mehedinți, din informațiile noastre, se află Alin Chirilă, care a fost declarat incompatibil de Agenția Națională de Integritate. Va rămâne pe un loc eligibil în acest context? Am să verific, n-am această informație. Poate că ne-a scăpat, nici nu rețin numele, dar am să verific, vă promit, și ieșim cu răspuns. Care este situația de pe listele PSD? Vrancea, Marian Oprișan mai figurează pe această... Încerc scuze, n-am auzit. Care este situația de la Vrancea? Pe liste mai figurează Marian Oprișan, având în vedere faptul că astăzi a convocat o ședință, chiar dacă nu mai este președinte de filială. Vrancea n-a fost validată cu astăzi în ședința de azi a CPN. Mâine o să vă dăm mai multe detalii legate de listele pentru Senat și pentru Camera Deputaților de la Vrancea. Tot pe lista de la Mehedinți, înțelegem, ar fi doamna pe locul 2 la Camera Deputaților, doamna Codruța Rogoveanu, care și ea ar avea ceva probleme penale. Nu la ce județ? Îmi cer scuze. Mehedinți. Același Mehedinți. Același Mehedinți, da. Verific și o să venim cu răspunsul direct. Dacă nu mai aveți întrebări, vă mulțumesc. Stați să fiu...